Ducem laudă celui care este înviat, cel care este viu în vecii vecilor. Amin. Mai bine să ne ridicăm înaintea Domnului, să onorăm cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, citim de la versetul 13 în continuare. În acest zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar i-au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci, li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut înaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă invit să vă reașezați. Emaus. Emausul nu-i doar un sat, ci este o stare, o stare a inimii. Emausul nu-i doar un loc, ci este o atitudine. Emaus nu e doar o povestire biblică, ci este o experiență de viață, o experiență pe care o trăim fiecare dintre noi. Unii mai mult, alții mai puțin, unii de mai multe ori, alții de mai puține ori. Emausul nu-i doar un capitol din Scriptură, un pasaj din care se vorbește la înviere, ci de multe ori Emausul este zona aceea de confort, de siguranță, pe care o căutăm adeseori. De multe ori și noi cu viața noastră, de multe ori și noi cu gândurile noastre, cel puțin odată în viață ne-am îndreptat spre Emaus. Pentru că Emausul este un loc în care ajungi pe un drum numit dezamăgire. Dar Emausul este locul în care Domnul Iisus Hristos este Cel care se descoperă, Cel care merge împreună cu tine, Cel care te ascultă, îți ascultă întrebările, îndoielile, necredința. Și Emausul, cu toate că înseamnă cetatea lumii, înseamnă că e locul retragerii, locul abandonului, Emausul, atunci când Iisus Hristos ți se descoperă, devine locul schimbărilor. Și în seara aceasta eu rog pe Cel care poate schimba vieți
să schimbe și astăzi inimi, să schimbe și astăzi vieți, să schimbe și astăzi atitudini, să schimbe și astăzi perspective pe care le avem cu privire la viață. Pentru că Emausul e locul schimbărilor. În primul rând, dezamăgirea este schimbată în bucurie. Acești oameni au fost dezamăgiți. Și totdeauna când e vorba de dezamăgire, dezamăgirea nu e altceva decât o amăgire care a existat înainte. Te-ai amăgit, ai avut niște așteptări, ai avut niște visuri, ți-ai făcut niște iluzii și îți dai seama că acestea nu corespund cu realitatea. Îți dai seama că în practică se întâmplă altceva. Asta este dezamăgirea. Mai întâi te-ai amăgit. Și acești oameni erau profund dezamăgiți. Și noi ne amăgim cu speranțe false, cu iluzii, cu așteptări nebiblice. Ne amăgim punându-ne încrederea în oameni, în Ierusalim. Cu o săptămână înainte, în Ierusalim se auzeau cântări extraordinare. Cu o săptămână înainte, în Ierusalim, era sărbătoare. Ierusalimul și-a deschis porțile larg, oamenii și așterneau hainele pe jos, erau cu ramuri de finic, toți cântau, toți aplaudau, toți erau plini de entuziasm și de bucurie. Și în inima fiecărui ucenic și în inima acestor doi inclusiv, s-a născut dorința aceasta să vină mai repede împărăția lui Dumnezeu. Se așteptau la această împărăție. Ierusalimul îl primea pe Iisus ca împărat. Împăratul tău vine la tine. Și au făcut iluzii și au făcut scenarii în mintea lor, în viața lor și au spus: acum intră Iisus în Ierusalim și gata, este împărăția lui Dumnezeu. Se schimbă totul. Dar nu a fost așa. În câteva zile, toată situația s-a schimbat. Marea bucurie, apogeul entuziasmului lor, dintr-o dată s-a dus într-un hău al lipsei de credință, de speranță, de lumină. Dintr-o dată Iisus este pe cruce, ucenicii lui sunt împrăștiați, se ascund și de Iisus nu se mai știe nimic. Nimeni nu-l mai vede și părea că totul s-a ruinat. Asta este dezamăgirea. Îți pui încrederea în oameni. De aceea ei părăsesc Ierusalimul, pentru că Ierusalimul i-a dezamăgit. Ierusalimul și ce s-a întâmplat în Ierusalim. Nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim? Tu nu știi cine sunt oamenii de acolo? Și-au pierdut încrederea în preoți, cum preoții noștri cei mai de seamă. Preoții de obicei sunt oamenii cei mai de încredere în orice națiune, în orice religie. Dar uite, preoții noștri, cei care ar fi trebuit să fie primii care să-L recunoască pe Mesia, pe împărat, cei care ar fi trebuit să ne arate cum să ne raportăm la El, ce atitudine să avem, cei care ar fi trebuit să ne arate calea înspre El, tocmai ei L-au dat la moarte, ei L-au răstignit. Suntem dezamăgiți de preoți, dezamăgiți de mai marii noștri, dezamăgiți de sistemul religios, dezamăgiți de ucenici. Iisus a avut 12 ucenici. Unul din ei, Iuda, într-un fel mâna dreaptă a lui, cel care purta banii, caseria, cel care se ocupa cu finanțele, cel care purta valorile, care trebuia să plătească, omul care era omul de încredere, l-a trădat, l-a vândut, s-a întâmplat un lucru oribil, s-a sinucis și rămân niște amintiri, rămân niște semne de întrebare. Dacă Iisus este Mesia, de ce din oamenii Lui, de lângă El, cel care mânca cu El într-o farfurie, de ce L-a trădat? Cum a putut omul acesta să fie așa? Ce s-a întâmplat? Oameni dezamăgiți. Petru, cel care lua mereu atitudine, cel care vorbea întotdeauna, purtătorul lor de cuvânt, cel care era gata să facă orice, să spună orice, și el l-a părăsit. Și el s-a lepădat și nu odată, și nu de două ori, de trei ori. A spus: nu-l cunosc pe omul acesta, nu știu despre cine vorbești. N-am nicio legătură cu el,
nici nu știu măcar despre ce-i vorba, nici nu l-am văzut în viața mea. Și Petru, cu multe, multe cuvinte, nega relația lui cu Iisus Hristos. Suntem profund dezamăgiți de ucenici. Mai este unul, Toma. Nici măcar nu mai vine, nici măcar nu mai este în grupul nostru, deja s-a retras, deja e în altă parte. Unul care oricum el nu crede, el nu-l mai interesează nimic, el chiar nu mai vede absolut nimic. Și uite așa, rând pe rând, discutau, luau pe fiecare în parte și discutau de ce s-a întâmplat acolo, cum de s-a putut întâmpla una ca asta, dacă aceștia erau oamenii lui, dacă aceștia erau ucenicii lui, de ce n-au rămas lângă el, de ce n-au fost împreună cu el, de ce n-au vrut să sufere, de ce s-au lepădat, de ce s-au împrăștiat, de ce au fugit, de ce l-au abandonat. Și au pierdut încrederea în politicieni. Nu e de puțin lucru. Legea romană, dreptul roman este renumit și în zilele noastre, pentru că este cel mai studiat drept, este, din multe puncte de vedere, cel mai just sistem de dreptate, dacă îl putem numi așa. Dar procesul lui Iisus este cea mai rușinoasă pagină din istoria dreptului roman. Romanii aveau o lege și foarte riguroși erau în respectarea legii, în respectarea drepturilor unui om. Dar iată că și sistemul acesta politic a eșuat. Pilat s-a spălat pe mâini. Irod a spus, nu-i de competența mea. Și dintr-o dată cei care au făcut dreptate, cei care trebuiau să facă dreptate, au condamnat la moarte pe un om care n-a făcut nimic vrednic, niciun lucru rău. Au adus ceva dovezi care nu aveau nicio bază, niciun temei. Pilat însuși a recunoscut, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Sutașul care a procedat la execuție, la răstignire, a spus, cu adevărat omul acesta era fără prihană, era neprihănit. Toți au recunoscut că el n-are nicio vină, că este învinuit, este răstignit pe nedrept, dar nimeni n-a făcut nimic. Nimeni n-a intervenit. Chiar dacă Pilat a înțeles că invidia era cea care îi mâna pe preoți, a lăsat lucrurile așa să meargă și a acceptat cea mai rușinoasă pagină din istoria dreptului roman. Și acești oameni sunt acum dezamăgiți. Dezamăgiți de Ierusalim, de sistemul politic, de sistemul religios, dezamăgiți de ucenici, de preoți. Și la fel de multe ori și noi în viață putem fi dezamăgiți și ne amăgim. Ne amăgim crezând că timpul le rezolvă pe toate. Au așteptat 3 zile, dar acum spun, a expirat timpul. Nu se mai poate face nimic, se face seară și plecăm de aici. Dimineață s-au dus, s-au făcut cercetări, dar nu l-au găsit. O vedenie, dar noi nu ne putem pune încrederea prea mult. Sunt dezamăgiți și de vedenii și de femei care văd și aud glasuri și pe ei nu-i mai interesează nimic. Ne-au pus în uimire. Un fel de amăgire de genul acesta. Ne-au pus în uimire. Au vrut să ne impresioneze, dar... Și acum se amăgesc crezând că dacă se retrag, va fi cel mai bine. Emausul este locul retragerii. Locul izolării. Locul în care vrei să pleci, să nu mai vezi pe nimeni, să n-auzi de nimic, nu mai ai încredere în nimeni. Și Iisus dezamăgește, Iisus este un proroc, da, a fost puternic, dar nu găsim explicații. Pentru că Emausul este locul a mii de întrebări, dar nu este locul pentru niciun răspuns. Au doar întrebări, mii și mii de întrebări pe care și le pun. Dar nu au niciun răspuns, n-au nicio explicație.
Și Emausul este locul unde nu găsești explicații pentru ceea ce se întâmplă în viața ta, pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru lucrurile din jur. Nu găsești explicații, nu găsești răspunsuri. Și atunci Emausul este locul perfect în care să te retragi atunci când viața nu-ți mai oferă răspunsuri, când nu mai înțelegi nimic, când nu știi ce să crezi, când nu știi ce să faci. Singura ta destinație este Emaus. Când nu mai ai nimic de făcut, când nu mai speri în nimic, când nu mai crezi nimic, când totul este la trecut, în viitor nu mai poate exista altceva decât Emaus, locul dezamăgirii. Însă pe drumul Emausul, pe drumul acesta al dezamăgirii, este cineva care stă de vorbă, cineva care ți ascultă frământările, îndoielile, dubiile. Și acel cineva vine înaintea ta cu Scriptura. Și acel cineva vine înaintea ta să-ți arate perspectiva lui. Și acolo la Emaus are loc prima schimbare, cea mai majoră schimbare. Dezamăgirea e schimbată în bucurie. Au înțeles că moartea nu e un sfârșit, au înțeles că suferința nu era o pedeapsă și era un chin care era final, au înțeles că toate acestea trebuiau să se întâmple, au înțeles că acolo era planul lui Dumnezeu, că acolo era harul lui Dumnezeu, au înțeles că Iisus are putere, au înțeles că Iisus nu e doar un proroc, au înțeles că Iisus nu este doar un om, ci Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus, despre care ei credeau că este mort, Iisus este viu și este cu ei. Și dintr-o dată dezamăgirea lor este schimbată în bucurie, dintr-o dată tristețea lor, supărarea lor, amărăciunea lor, întristarea lor este schimbată în bucurie. Sunt atât de bucuroși încât nu mai pot dormi, nu mai pot rămâne acasă, nu mai pot aștepta ziua de mâine. De regulă, oamenii umblau ziua, niciodată nu umblau noaptea, pentru că noaptea era totdeauna un pericol. Nu puteai să umbli noaptea. Însă oamenii aceștia au spus, înfruntăm orice pericol, orice risc, noi nu putem sta acasă. Nu putem sta aici singuri, nu mai putem pierde nicio secundă. Bucuria noastră este prea mare. Ceea ce am înțeles în seara aceasta, ce am înțeles pe drumul acesta, ce am înțeles aici în locul acesta, la frângerea aceasta a pâinii, n-am înțeles niciodată. Acum ni s-au deschis ochii, acum ni s-a deschis inima și inima s-a umplut de bucurie. Nu ne ardea inima în noi. Și dintr-o dată inima aceea în care era atâta dezamăgire, atâta frustrare, atâta amărăciune, atâta întristare, dintr-o dată se întâmplă ceva. Inima aceea este umplută de bucurie și există o bucurie a învierii. Și mă rog ca această bucurie să fie și în viața noastră și în inima noastră. Al doilea rând, aici la Emaus, întunericul este schimbat în lumină. Ei aveau Scripturile, ei știau pe Iisus, ei au mers împreună cu Iisus, aveau experiență, dar nu-L cunoșteau pe deplin. Nu cunoșteau Scriptura, nu interpretau corect Scriptura. Și a trebuit Iisus Hristos să ia Scriptura. Așa cum spuneam și dimineață despre lucrul acesta, nu poți să-L găsești pe Dumnezeu, nu poți să ai o relație cu Dumnezeu, autentică, dacă nu cunoști Scriptura, pentru că Dumnezeu, nu uita lucrul acesta, Dumnezeu ți se descoperă prin Scriptură. Și Iisus Hristos, când a stat de vorbă cu oamenii, și Iisus Hristos, când a stat de vorbă cu cei doi, n-a venit cu basme, cu povești, cu vedenii din alte sfere, a venit cu Scriptura. Noi trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți. Pentru că putem auzi mii și mii de povești. Însă nu uităm, totdeauna noi trebuie să raportăm totul la Scriptură. Totul trebuie raportat la Scriptură. Ce spune Scriptura? Nu ce zic preoții cei mai de seamă, care au plătit oameni care să împroaște cu noroi, care să spună minciuni. Nu ceea ce spune Pilat, nu ceea ce spune Irod, nu ceea ce spune sutașul, ci noi trebuie să vedem perspectiva lui Dumnezeu, ce spune Dumnezeu, ce spune Scriptura, ce spune Biblia. De aceea, Emausul trebuie să fie locul în care trebuie să primeze Scriptura, Scriptura pe primul loc. De aceea trebuie să cunoaștem Scriptura. De aceea Iisus Hristos, când va sta de vorbă cu noi, va sta de vorbă cu Scriptura în față. El va folosi Scriptura.
De aceea nu există un alt sistem. Să nu credeți niciodată pe nimeni care va veni cu altceva decât Scriptura. Oricât de spectaculoasă ar fi vedenia lui, experiența lui și orice s-ar întâmpla, niciodată să nu crezi ceva mai mult decât Scriptura. Pentru că Scriptura este baza, Scriptura este referința și acești oameni sunt confruntați cu Scriptura. Când ne deschidea Scripturile și au început studiul Scripturii, nu știu cât timp a durat, probabil ore, nu știm. Dar a stat de vorbă cu ei în Scriptură. Scrie în Biblie despre suferință, despre moarte, despre răstignire, scrie că va purta o crună de spini, scrie că va fi străpuns, scrie despre asta. Scrie despre mormântul în care va fi pus, scrie cu cât va fi vândut, scrie că va fi vândut, că va fi trădat, că toți îl vor lăsa, că toți îl vor abandona, că îl vor numi. Scrie asta și încet, încet, uitându-se în Scriptură, ca într-un puzzle au pus piesele la loc așa cum trebuie, pentru că asta face Dumnezeu. Scriptura nu e altceva decât o cutie cu piese din puzzle pe care tu trebuie să le pui fiecare la locul ei. Și numai așa poți să ai imaginea corectă. Numai așa poți avea tabloul complet. Și Iisus nu face altceva decât în seara aceea, piesă cu piesă, o pune una lângă alta și construiește tabloul. Și dintr-o dată se schimbă ceva. Întunericul din inima lor, întunericul din sufletul lor, întunericul din mintea lor este transformat. Întunericul este schimbat în lumină. Dintr-o dată înțeleg. Dintr-o dată văd altfel lucrurile. Perspectiva lor asupra vieții este alta. Perspectiva lor asupra mântuirii este alta. Până atunci se aștepta la o mântuire fizică, materială. Până atunci vedeau doar Israel. El va izbăvi pe Israel. Dar Iisus a venit să izbăvească sau să mântuiască mai mult decât Israelul. A venit să mântuiască întreaga lume. Perspectiva lor era limitată pentru că a spus Iisus a venit să salveze lumea de acum. Însă Iisus ne avea în vedere și pe noi peste 2000 de ani. Ei aveau perspective limitate și nu vedeau totul. Dar acum, dintr-o dată, tabloul acesta e atât de clar, e atât de complet, încât nu mai pot face nimic altceva. Au înțeles totul perfect. Asta se întâmplă atunci când îl întâlnești pe Iisus Hristos. Dintr-o dată se schimbă perspectiva vieții tale. Vezi viața altfel. Vezi dincolo de suferință, vezi dincolo de patim, vezi dincolo de dezamăgire, vezi dincolo de trădare, vezi dincolo de lucrurile rele care ți s-au întâmplat, vezi dincolo de cei care te-au abandonat, vezi dincolo de tot ce se întâmplă în viața ta, îți dai seama că există o mână care a plănuit totul, care te trece prin necaz, te trece prin labirintul acesta al vieții, dar într-o zi scopul lui este să te ducă în cer. Pentru că nu-i vorba de o mântuire politică sau socială, financiară, nu-i vorba de o salvare de la o criză sau alta, ci e vorba de mântuirea sufletului, iar Mesia a venit să salveze sufletul. Și dintr-o dată acel suflet înțelege ce este mântuirea. Al treilea rând, Emausul e locul schimbării, acolo unde neștiința este schimbată în mărturie. Este extraordinar ceea ce se întâmplă acolo, la Emaus. Oamenii cei care s-au gândit și ei să abandoneze, oamenii care s-au gândit și ei să retragă, oamenii care nu înțelegeau, oamenii care nu pricepeau. Dintr-o dată, ei devin niște martori autentici ai învierii. E foarte ciudat că acești doi, care aveau mii și mii de întrebări, unul era Cleopa, celălalt se pare că era Luca, nu știm. Cei 11 erau adunați în casă, erau la Ierusalim. Ei erau probabil din grupul celor 70 sau grupul apropiat, din cercul apropiat, pentru că pe lângă Iisus au mai fost oameni, dar cei 12 au rămas cu El, cu Iisus Hristos în fiecare zi. Ceilalți mai veneau, mai plecau, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, erau împreună cu El. Probabil și aceștia doi erau din cei care veneau din când în când cu Iisus Hristos. Dar este extraordinar lucrul acesta, că oamenii aceștia care nu știau, oamenii aceștia care se gândeau să se retragă, oamenii aceștia care erau dezamăgiți, frustrați, devin
printre primii oameni care îl cunosc pe Iisus Hristos, care îl văd pe Iisus Hristos și care depun o mărturie. Și știți ce este frumosul învierii? M-am gândit zilele acestea la lucrul acesta. De ce a îngăduit Dumnezeu? De ce a îngăduit Dumnezeu ca Toma să nu creadă? De ce s-a folosit imaginea aceasta? Pentru că dacă, imaginați-vă pentru o clipă, că toți ucenicii lui erau așa niște naivi, niște oameni care, da, spune așa, e ok, cum spui tu, e bine. Nu ar fi fost oameni demni de încredere. Pune acolo, nu număr, nu semnez, nu facem nimic, las că merge că am încredere. Printre ei se găsește unul care spune, nu, cu mine nu merge așa. Eu vreau să pun degetul, eu vreau să verific, eu vreau cu ochii mei să văd, eu nu am încredere în nimeni, nu vreau să-mi spună cineva, eu vreau eu să am o experiență personală. Eu vreau eu să pun degetul meu în coasta lui, să văd într-adevăr că el este și că nu e altcineva, nu este o sosie de-a lui, nu e altcineva, este el. Ei bine, tocmai necredința aceasta lui Toma nu e altceva decât o dovadă în plus că Iisus Hristos a înviat. Aceștia doi care l-au abandonat, s-au dus, chiar experiența lor, am spune negativă, nu e altceva decât o dovadă în plus, pentru că aceștia doi au devenit o mărturie, aceștia doi au pus mărturia lor lângă mărturia femeilor. Oameni care au spus, femeile acestea au vrut să ne impresioneze, să ne uimească, dar noi nu credem. De ce s-a folosit Iisus Hristos de Saul din Tars? Unul dintre cei mai influenți farisei, omul acesta a luat scrisori din partea preoților, omul acesta și-a propus obiectivul vieții lui, este să stârpească creștinii, biserica, să distrugă biserica. Acesta era scopul lui declarat. Și el a spus, mă duc oriunde, mă duc și în diaspora, mă duc peste tot, oriunde în lumea asta, găsesc creștini, eu mă duc, îi arestez, eu le fac rău, eu distrug totul. Și Dumnezeu i-a îngăduit pentru un timp. Dar exact de omul acesta se folosește Dumnezeu mai apoi. Și de aceea, toate aceste mărturii, sunt mărturii autentice și puternice tocmai pentru că oamenii nu au fost naivi sau nu au fost atașați de Iisus Hristos, ci cei mai mari dușmani, cei mai mari contestatari, cei care n-au vrut să creadă, cei care n-au vrut să primească oricum și orice, că a spus cineva, o soră a avut o vedenie, nu, oameni care au spus, nu, noi nu credem nimic, noi numai dacă avem noi experiențe personale. Și au avut experiența personală. Dar exact oamenii aceștia au devenit oamenii cei mai plauzibili când au depus mărturia lor. De aceea eu cred că Emaus e locul în care se schimbă neștiința în mărturie. Și în seara aceasta ce aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, poate treci prin Emaus, dacă îl întâlnești pe Iisus Hristos, dacă stai de vorbă cu El, dacă înțelegi planul Lui, dintr-o dată tu devii un martor al învierii Lui. Creștinii asta au fost. Din primele zile ale bisericii, toți creștinii au fost declarați martori ai învierii Lui. Toți s-au declarat. Apostolii au spus, noi suntem martori ai învierii Lui. Noi suntem martori, adică noi mărturisim despre un Iisus Hristos că este viu. Te va întreba cineva, dar tu cum poți să spui că este viu? Da, eu pot să spun, l-am întâlnit pe Iisus Hristos în mod personal. Eu nu am o religie, eu l-am pe Iisus Hristos în inimă, în viața mea, mi s-a descoperit, îl întâlnesc, îl iubesc, îl aștept. Asta este credința în El. Și asta trebuie să se întâmple și în viața ta, pentru că Iisus Hristos nu este un mit, nu este o poveste, nu e o legendă, nu este un om care a înființat o religie, ci este o persoană, este Fiul lui Dumnezeu. Și creștinismul nu trebuie să fie altceva decât o relație personală cu acest Iisus Hristos, să-ți deschizi inima, să-L întâlnești, să-L ai în viața ta și apoi să depui mărturie pentru alții, să spui, da, Iisus Hristos este viu, pentru că El este în viața mea, este în inima mea. Aceasta este relația mea cu Iisus Hristos. Și noi ne amăgim de multe ori crezând că dacă ne izolăm, scăpăm de probleme. Dacă ne retragem spre Emaus, totul e bine. Însă îți pui întrebarea în această seară, ce te poate scoate din Emaus? Sau mai bine spus, cine te poate scoate
din Emaus. Oamenii nu te pot convinge. Oricât ar fi stat de vorbă acești oameni, femeile au încercat să spună, noi am avut o vedenie, Maria a spus, eu l-am văzut, dar l-ai atins? Nu, mi-a spus că n-am voie să-l ating, că încă nu s-a vezi, că nu, e o închipuire, ceva, s-a întâmplat ceva, nu a fost fizic, nu a fost real, nu a fost materie, e doar așa o închipuire. Oamenii nu te pot convinge. Tu singur nu te poți convinge, nu poți să-ți impui să-i spui, da, uite, eu vreau să cred asta, eu vreau să mă conving pe mine. Este unul singur care te poate convinge, Iisus Hristos. Este singurul care te poate convinge de păcatele tale, de viața ta, de nevoia de mântuire, de nevoia de perspectivă nouă. Doar Iisus Hristos, străinul acela care pare să nu știe nimic. Și asta este foarte ciudat. Un străin care nu știe nimic, tu trebuie să-i explici ce s-a întâmplat, tu trebuie să-l informezi, tu trebuie să-i descrii, să-i dai detalii, să-i dai amănunte, tu trebuie să-l informezi pe el. Și el te ascultă, îți ascultă perspectiva ta, își dă seama cât de departe ești de adevăr, deși tu spui că ai fost acolo, tu spui că ai auzit când preoții au spus asta, tu ai auzit când Petru a spus cealaltă, tu ai auzit despre femeile care mărturiseau, tu spui cumva că ai fost martor la toate scenele, dar modul în care ai aranjat toate piesele e ceva foarte confuz. Tabloul tău este total confuz. Și vine Iisus și cu aceleași piese așează tabloul cum trebuie ca tu să-l vezi. Doar Iisus, străinul acela care pare să nu înțeleagă nimic, doar El cunoaște adevărul. Doar El poate să-ți deschidă ochii, doar El poate să-ți deschidă inima. Mă apropii de încheiere în seara aceasta, vreau să spun că indiferent de care este mausul vieții tale, Iisus este lângă tine pe drum. Iisus merge lângă tine. El îți ascultă dezamăgirile, frustrările, tristețile, confuziile tale. Iisus stă de vorbă cu tine. Iisus îți prezintă Scriptura, El nu vine cu altceva, El vine cu Scriptura, El vine cu Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus îți deschide ochii, El vrea să-ți deschidă ochii să vezi realitatea din perspectiva lui Dumnezeu, ce a vrut Dumnezeu, ce a intenționat Dumnezeu să spună în Scriptură, nu ce ai vrut tu să înțelegi, nu ce te-ai așteptat tu de la Iisus Hristos, nu ce te-ai așteptat tu de la Ierusalim, nu ce te-ai fi așteptat tu. Și vedeți, dintr-o dată se schimbă totul. De la preoți noi ne-am fi așteptat ceva, de la Iuda noi ne-am fi așteptat ceva. Iisus n-avea ce să aștepte, pentru că Iisus știa cine avea să-L vândă. Și El n-a fost dezamăgit, pentru că El știa că Iuda îl va vinde. Atunci când L-a ales, El știa că avea să-L vândă. El știa de Petru că avea să-L trădeze. Petru a spus, l-a bruscat și a spus, eu niciodată, Doamne, dar n-ai încredere în mine, dar eu niciodată. Iisus a spus, Petre, eu știu asta, nu mă impresionez, nu mă convingi, eu le știu asta. Eu știu tot ce se va întâmpla. Eu știu că voi merge în Ierusalim, eu știu că voi fi răstignit, eu știu ce se va întâmpla. Asta este mare diferență. Iisus îți prezintă perspectiva Lui. Dumnezeu vede totul, Dumnezeu știe totul. Noi avem o cunoaștere limitată. Iisus îți deschide ochii. Iisus îți încălzește inima, El se apropie de inima ta, El îți spune, El vede dorința ta după adevăr, setea ta după adevăr, dar Iisus totodată îți schimbă viața. Dintr-o viață monotonă, tristă, atât de confuză, Emausul înseamnă întuneric, mergi spre noapte, înseamnă niciun viitor, nicio perspectivă. Totul era la trecut, noi trăgeam nădejde, noi credeam, noi ne-am pus încrederea și acum ce vă așteaptă? Nu știm, că noi n-am luat în calcul. Noi ne-am făcut atâtea visuri, noi ne așteptam că acesta va fi Mesia, va mulți pâinile, va vindeca bolnavii, va face dreptate, îi va fugări pe romani. Va fi totul pace, va fi liniște, vom fi poporul cel mai și își făceau tot felul de visuri. Și acum e mausul? Pentru că noi ne așteptam la cu totul altceva pentru viața noastră, pentru Ierusalim și pentru ceea ce se va întâmpla. Iisus îți schimbă așteptările.
Iisus îți schimbă traiectoria vieții. Dintr-un Emaus, din confuzie, din dezamăgire, din tristețe, din neștiință, El poate schimba viața ta. Iisus îți încredințează o nouă misiune, chiar în noaptea aceea, chiar atunci. Numai bine ce au mâncat din pâine, li s-au deschis ochii, probabil au văzut rănile, nu știm. Știm doar că l-au cunoscut la frângerea pâinii. Au mâncat, au luat din pâinea aceea, Iisus s-a făcut nevăzut. Și culmea este că cel care îl întâlnește pe Iisus nu are nevoie de multe motivații. Nu le-a spus Iisus, acum duceți-vă în Ierusalim, nu le-a dat nicio poruncă. Iisus doar s-a făcut nevăzut, dar ei dintr-o dată au înțeles un adevăr pe care trebuie să-l înțeleagă orice creștin care l-a întâlnit pe Iisus Hristos, înțelege acest adevăr, nu trebuie să îl predice nimeni, nu trebuie să îl explice nimeni. Este faptul că nu poți ținea pentru tine. Experiența asta nu poți ascunde, nu poți spune, da, e experiența, l-am întâlnit pe Iisus, o să dorm mai bine noaptea asta, sunt cam obosit, să vezi ce visuri frumoase o să am, nu. Oamenii ce au spus, eu nu mai pot dormi, eu nu mai pot sta la masă, s-au ridicat chiar acolo, nu ne mai este foame, nu ne mai este frig, nu ne mai este frică, nu ne mai este somn, nu mai avem nimic altceva, pentru că obiectivul nostru, misiunea noastră este alta, mergem pentru că sunt alții care la fel ca noi au gândit, la fel ca noi sunt de dezamăgiți, la fel de noi sunt de necredincioși și mergem să le ducem și lor vestea bună. Și pe când vorbeau ei, pe când ei confruntau pe ceilalți și spuneau, Iisus este viu, și se uitau la ceilalți, și ăștia i-a prins ceva, că uite, și ăștia i-a prins flama. Însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. S-a descoperit, a confirmat, a dovedit mărturia lor. Ceea ce trebuie să facem noi ca biserică, fiecare creștin, este să-L mărturisim pe Iisus Hristos. Iisus îți încredințează o nouă misiune. Iisus devine din nou scopul existenței tale, scopul vieții tale este Iisus Hristos. Nu mai este Emausul. Ținta vieții tale nu mai este Emaus. Ținta vieții tale este Iisus Hristos. Îl mărturisești, ești cu El, El în inima ta, El în viața ta, El este în cântările tale, El este în rugăciunea ta, El este în așteptările pe care le ai. Dumnezeu să ne binecuvinteze astăzi. Dumnezeu să lumineze inima oricui se află astăzi pe drumul acesta al dezamăgirii, pe drumul acesta al neștiinței, pe drumul acesta al tristeții, pe drumul acesta al Emaus, Dumnezeu să ne descopere harul și binecuvântarea Lui. Amin.